Hai. Salutare dragilor, astăzi avem în emisiune pe Lino și pe Freshul. Nu așa se zice, Lino Freshul. Golden și Mario Fresh. Da. Sau Mario Fresh Golden. Da, toți suntem cu Golden. Astăzi o să filmăm un am-nam, după cum bine ați văzut și în titlu. Așa ați închid geamul, că mi-este foarte... Nu-l închide, că iese fumul din arghile. Nu? Nu-l mai zice, să reșinăm. Prima întrebare este... Am-nam avut o intervenție chirurgicală. Degețelul. Da și mie asta? Degețelul. Mă lovisem la picior când eram skater. Am avut 12 intervenții chirurgicale. 12? Trei la nas, două la ochi, aici o nebunie, tibia ruptă. A, ai avut, da. Dar și am avut capul spart. Degetul aici l-am avut rupt. Deci am avut intervenții chirurgicale pentru că suntem niște băieți răi. Am salutat o fată care arăta urât. Pretty girls only. Era una la școală care a venit un pic să mă încerce, dar sunt pe jumate, eu n-am vrut. Ți-ai deschis ochii? Da. Ok, next. N-am făcut sex în locuri publice. E vreunul cu aproape? Nu. Nu știu ce să zic. Nu. E așa. Practic, a fost... Nu a fost. Cine-l suna? Da, frate! Următoarea întrebare este: m-am uitat la filme de ochiate cu prietena mea. Dar am făcut, da. Cum, bă, băi, aia e? Cum, frate, să mă uită la așa ceva, ești nebun? Ba, da. Bă, în 7 ani... Ăla l-am împărțit voi, că m-am mutat. Păi, da, la 7... Bine, tu la 7 ani te cred că ai făcut tot ce se putea face. O, da. Așa. Am avut vreodată un conflict cu un băiat pentru o fată. Ce ai, mă, ești nebun? Te pup, dănuț! Te pup, nu știu ce mai țin minte, dar am avut. Te știi tu, hai. Da. N-am plâns de la bătaie. Nu am plâns niciodată de la bătaie. Băieții nu plâng. Băieții nu plâng niciodată. N-am dormit cu Alex Virea sau Antonia în același pat. Eu n-am. Eu am. Bun, dar eram turneu. Eram turneu, concert. Mai contează. În același, pe aceeași banchetă. N-am dat cu Sin. Aproape în fiecare zi. Sin. Îmi pare rău. Dai cu Sin? Las-o aici. Bă, că nu pot să răspund. N-am scris pentru o fată, da. Și a ajuns la un băiat. Nu. Tu? Lasă moment. Ce mai îmi place în arghileu? Care zi? N-am uitat numele persoanei cu care vorbeam. Mario, îmi pare bine. Cum ai zis că te cheamă? Andrei, cum? Andrei, n-am înțeles. George? George, da. Da. N-am înjurat o fată. Pe jumate. Pe jumate. Am fost, mă, serios, mă. Nu, mă, frate, deci n-am înjurat niciodată o fată, dar dacă a fost de ceartă ceva, am mai spus și eu câte un cuvânt. Da. Mai... Dar n-am, bă, înjurat, dacă primi înjurat înseamnă du-te naiba, da, am înjurat. A, da, pe atunci, da, am înjurat. Da, du-te naiba. Du-te colo. Du-te în pisicii tăi. Da. N-am făcut baie îmbrăcat. Pă, ce ai făcut, mă, nene, mă? La bon ton. Tu vorbești. Mamă, ce frumos e acolo vara. Da. N-am plâns după o fată. Mama mea. Na. Haide, nu mai fi mincinos. N-am plâns, mă, după fată, doar ele după mine. N-am fost îndrăgostit de o vedetă. Te pup. Selena Gomez. Bă, cum asta ziceam eu acum? Selena, mâncați deja lunita ta aia de aici. Lumesc cu zita mea, dar am fost de înainte, am fost îndrăgostit. Ești lui Tizlen. Ești lui Tizlen? Ești lui Tizlen. Wow! Așa. Da. N-am rămas... Eu am fost îndrăgostit de Celine Dion. Da. Când încă trăia. Știu. N-am rămas fără voce. Aulă. Frate, am rămas și fără voce. Nu prea am pățit, nu știu, n-am. Eu am rămas. Bă, dă-mi tot ce mi-a spus la cartea asta. Am rămas fără voce. N-am fugit de acasă. Frate, când fugeam de acasă, am fugit și eu de acasă. Câteodată am fugit, câteodată am fugit afară. Am fugit de acasă. N-am plâns la filme. Cum dracu, mă, plângi? Cum să nu plângi? Am plâns, foarte mult am plâns la film. Mai ales când a murit Pablo Escobar.
Atunci ai plâns tu? Ți-ai dat la cus? Da, mă, deci, băi, deci, bă, de serialul ăla te face să te îndrăgostești de personajul negativ. Da. Am n-am țipat la un profesor. Am țipat, fraților. Era am țipat la un profesor. Era să înțipa. Am țipat. Am n-am ieșit afară dezbrăcat. Bă, eu la mine în curte umblu un curul gol lejer. Nea Ionică, te pup. Aoleu! Mâncați ești grăzile tale! Nea Ionică! Când așa mi-a dus saunul și după aia ieșeam în zăpadă. Băieților, acum hai să vedem dacă avem și noi întrebări, că astea s-au terminat. Lino, tu mai ai? Uite-te și tu. Da, dar... Nu, întrebări. Stați așa, că mai știu câteva totuși. N-am acum cum să vă gândesc la întrebări. A, gata, știu. Am un tatuaj în zona intimă. N-am. Încă. Eu... N-am. Ia, stai să vedem. Mă fac... Băiat, îmi fac un piton. Eu vreau să scriu Tsunam. Știi? Și când e moartă se scrie doar Tsunam. Hai că spuneți. N-am stat după o fată cu care știam că n-am nicio șansă, dar totuși eram disperat după ea. Așa, spune inside, mă, frate. N-am făcut duș îmbrăcat. N-am făcut. Cum? Am. Când? Am făcut îmbrăcat. Din greșeală. Așa. N-am avut probleme cu poliția. Am avut. Am avut. Eram skater și mă. Da. N-am mers gol pe stradă. Am mers, frate, gol pe stradă. Îmi place exhibiționismul. Așa. N-am fost somnambul. Da, frate. Am fost fiecare seară, băiatul de aici. M-am trezit. N-are liniște. M-am trezit într-o seară, eram la semn și când m-am trezit, m-am uitat și azi m-am plictisit, m-am culcat la loc. Da. Și am rupt. N-am fost dat afară dintr-un bar, restaurant. Cum dracu să nu fiu dat afară dintr-un bar? Asta vară? Unde? La fost. Eu n-am fost, nu știu. Am fost frumos. Ne-a trimis la plimbare. E, băieții, hai că sunteți cam obosiți. N-am fost îmbrăcat în femeie. Antonia, hai puneți asta, hai să vedem. Hai să... N-am luat bătaie de la un profesor. Bă, mi-am luat un catalog în cap. M-am luat unul, palma. Fai de catalog, țin minte și acum în ceafă. Știu! N-am făcut striptease. Am făcut și striptease, mă rog. Dar nu prea mi-a ieșit. Pentru privat. Pentru iubită, adică nu așa. Nu așa la... N-am înșelat. N-am înșelat, frate. Nu să vadă lumea. N-am înșelat. Simona, doar cu tine. Spune aici, n-am. N-am jucat Pokémon Go. Bă, am jucat, dar foarte puțin. M-am plictisit rău. Da. Am jucat. Dar am șters. N-am dansat pe masă. Dansat. Nu, dă un pic acum. Așa. N-am plăcut iubita cel mai bun prieten. Nu, niciodată. Nu. Nu, niciodată. Cel mai bun prieten. Prieten. N-am. Eu n-am. Eram mic. Nu știam ce înseamnă. N-am fost înșelat. N-am fost înșelat. Eu nu există bunda la cum nu știu. Sau poate. Aole. N-am căzut la vreun concert. Ai dat cu capul, n-ai căzut. Bă, n-am căzut, am dat cu capul de box. Vă răspundeți din perspectiva concertului de pe scenă. Eu răspund din public. Am căzut la concert, mi-am sărit capacele. Mi-a rupt mâna asta. N-am făcut o glumă proastă. Mamă. Aproape în fiecare zi reușește. Sunt șef pe glume proaste. N-am făcut baie în zăpadă. Da. Baie în zăpadă. Adică bine, m-am întâmplat prin zăpadă. N-am. Ba da. N-aia nică. Zăpadă aici. N-am băut până am leșinat. Nu, mă, frate. Păi n-am leșinat. Dar nu mai știam așa. A doua zi te-ai trezit. N-am fost dat afară din club. Am fost, frate, am fost. Cum să nu fiu eu? Da, afară mereu din club. N-am fost îndrăgostit de o fană. Nu? Bine, iubita mea este o fană. Iubita mea, da, e fana mea. Este fana mea numărul 1. Dacă o luăm după iubită, da. Ok. N-am fost în spital. Cum să nu fiu în spital? Am avut 12 intervenții chirurgicale. Le place la spital. Le place la spital. N-am avut fantezii cu o profă. Wow! Franceză! Doamna, nu pot să zic că poate încă se uită la mine vreodată și mi-e și asta e tare. N-am avut relații de o noapte.
Dacă prin relații de noapte te referi că am fost într-un pub pe care nu-l cunoșteam și am stat doar în seara aia. Era mic. Și am băut, da. M-am avut relații de noapte. Tu ai cum să mai zici nimic, că tu de la 13 ani ești slat. Sunt luat în aripă. Cam atât și cu acest videoclip, am încheiat Amnavul și vreau să mă anunț oficial că miercuri, adică poi mâine sau mâine, nu știu când postez ăsta, o să vină băieții ăștia în live la un arghilea și o să avem niște discuții mai elaborate. Mai de oameni, atât, ați înțeles? Da, trebuie să fac și 18 ani. Pe, am 19, ok. Să aveți o seară perfectă. Ceau!